Bună! Numele meu este Alexandru, am 9 ani și locuiesc în Galați. Alex este un copil foarte vesel, tonic, plin de viață așa. În momentul în care ești în apropierea lui, n-ai cum să fii trist. Nu poți. Alexandru este un copil care face foarte multe năzdrăvănii. A cules toate merele din copacul bunicii și spune: bunica, nu vrei să mănânci niște mere? Și bunica zice: da, păi uite, zice, îți dau merele astea, dă-mi bani, că mă duc să cumpăr înghețat. După aia mâncam amândoi. Bunica îi dă bani, normal, și zice: dar de unde ai merele? Și cred că de la tine, din copac. Cu o zi înainte am vândut ziare ca să-mi iau o boboană. Și a doua zi mi-a venit ideea asta. Și am aplicat-o. Când face boroboațe sau lucruri care știe că mie n-ar conveni, vine cu o scuză foarte simplă. Sunt copil și am încercat și eu să văd ce se întâmplă. De câte ori mai fac o prostie, îi scriu bilețelul mamei în care scrie că îmi cer scuze. Mai fac și un desen. Din punctul meu de vedere, e un copil inteligent, pentru că dacă nu i-ar merge mintea, nici nu ar face lucrurile astea. Ce să spun, mă bucur tare mult că e copilul meu. Pentru mine, bârfa este ca o necesitate. Mi-a dus tata un fel de tabletă, dar nu era tabletă normală, și mi l-a descărcat pe bârfitor. Și ca orice necesitate, trebuie făcută. Și l-am văzut de atât de multe ori, încât l-am învățat. Eu am fost un om amărât. Amărât. Am locuit la casă, pe pământ. Aveam pământ sub casă. N-a spus la nimeni. Nici eu n-am știut. Mie îmi place foarte mult de Dor Octavian Dumitru. Pentru că de la el am învățat. Și acum am ajuns unde am ajuns. Mai am unul de meserie soță. Nu. Dacă ar fi să-mi fac un nume de scenă, ar fi Gangster în Păcălici. Aduce fete acasă, le dezbracă la marmură. Eu aș vrea să ajung la Next Star. Pentru că vreau să mă placă fetele. Logic. Hey, hey! Next Star, care va să zică. Vreau să vă spun un lucru. Am în mână textul de umor al unui puș senzațional care face stand-up. Comedie, stand-up. Ăsta e textul lui. Mami, sărut mâna. Unde e mama lui Alex? Sărut mâna, doamne. Doamna Elena e mama lui Alex. Câți ani are băiatul? 9 ani. 9. Vreau să vă rog ceva. Nu știți nici dumneavoastră, nimeni nu știe. Puștul e într-o cabină, repetă în clipa asta și vreau împreună să complotăm ceva. Bunicile văd că sunt aici, bunicul e aici și tati... Unde? E departe, în Filipine. Filipine! Wow. Oh, Filipine, Manila, departe. Cel mai căutat cuvânt în 2014 de român pe Google a fost diaspora. Tatăl lui Alex e plecat în Filipine. Spuneți, la muncă, da? Da. Textul ăsta, la un moment dat, se referă la tată. În text, într-un moment, puștiul va spune așa. Mama mea, eu citesc din text acum, din textul pe care el va rosti, din monolog. Mama mea îmi spune mereu că Dumnezeu e ca un tată pentru noi. De-aia vine câteodată să strig la el. Tată, tată! În momentul în care el va spune textul ăsta, vă propun un lucru. Tati, bună seara! Cred că m-au zis cu oarecare întârziere că sunteți departe în Filipine. M-au zis acum? Da, vă aud și văd. Ne bucurăm mult de tot. Bună seara, tati, e și bunica. Ambele bunici sunt aici, e și bunicul și e și soția dumneavoastră, mami, mama lui Alex. Alex nu știe nimic din tot complotul nostru, e ascuns undeva într-o cabină. Vreau să repetăm împreună. Deci, când puștul va spune, mama mea îmi spune mereu că Dumnezeu e ca un tată pentru noi, de-aia îmi vine câteodată să strig la el, tată, tată, vreau să vă rog, când auziți asta, televizorul se va deschide, veți apărea dumneavoastră pe televizor și să răspundeți ceva. Da, taticule, sau... E în regulă?
Mamă, zic că mă blochează. E perfect. Cum este cred... mai mult decât perfect. Cum credeți că o să reacționeze Alex? Mami, cum credeți? Foarte bine. Foarte bine va reacționa. Se blochează, se oprește sau merge mai departe? Merge mai departe. Merge mai departe? Eu zic că o să-i rupă suflet. Păi, cred că o să plângă. Păi, ce facem? Ce să fac eu? Îl distragi de la text, bă, păi, da. În primul rând. E pe finalul textului. Special, special, am pus, special am pus momentul ăsta pe finalul textului. Săracu. Ca să nu-i stricăm textul, să nu-i stricăm monologul. Așa, tati, pregătiți, da? O să închidem ecranul acum, închidem ecranul și revenim doar în momentul precis în care intrați pe ecran și vă propun un lucru. Să vorbim despre altceva. Îl chemăm pe Puș, da? Da. Aduceți-l încet, încet pe Puș. N-a auzit nimic din ce am vorbit noi până acum. Am să arunc și hârtia asta. Da, e textul lui. Așa. Care va să zică încet, încet, până vine el. Hai cu aplauze, doamnelor, doamnelor și domnilor. A venit, da? Dați-mi voie să vă prezint unul din copiii extraordinari ai României. Pur și simplu, în seara asta. E cu noi! Ale! Câte aplauze ei. Tu iei aplauze fără să spui ceva. Adică ce faci? Asta e stand-up comedy, nu? Ce stand-up cum? Stand-up comedy. Asta faci tu, stand-up comedy? Da. Cu cine vorbești? Păi stau în picioare, zic ceva și ăștia râd. Stai în picioare, spui ceva și noi râdem. Dar tu cu ce te ocupi așa, în general, așa, în mare? Și fac lumea să râdă. Bravo! Stand-up, nu? Da. Stand-up cum? Câți ani e? Nu. Fix sau mai? Fix. Auzi? Alex, o văd acolo așa, pe mami, da? Da. Mai zi, mai arată-mi, că nu-mi dau seama. Mamaia. Mamaia stațiune. Că mamaia? Mamaia? Hă? Mamaia stațiunea care are grijă de mine, într-un fel. Înțepeți, pare 9 ani. Aha, aia e mamaia, da? Cea de lângă cine? Venus, cine? Nu? A? Tot o mamaie. Așa. Tot o mamaie? Da. Mamaia din partea tatălui. Aha. Așa. Da. Și ăla e un tataie. Așa. Și ăla e un tataie. Care filmează ca paparazzi. Și care filmează așa de... deci stai, mama, mamaia 1, mamaia 2 și tataie. Da, tati? Tati? Plecat. Unde? La muncă. La... face... Păi decât să cerceasă mai bine la muncă. Dar unde e la muncă? Unde e plecat? În Filipine. Filip, ăsta e nume de om. Nu, Filipine. Filip cum? Filipine. Nu există. Aia e țară sau ce? Nu există așa. Da, nu e, există Germania, există Franța. Nu e, județul Maramureș, mă lasă. An Maramureș, nu există. Țară e asta? Da. Țară? Da. Unde, în Europa, unde Dumnezeu e asta? În Asia. Undeva. Filip, cum îi zice? Filipine. Acolo-i tata a plecat. Auzi, care va zică stand-up, da? Stai în picioare și îi faci pe oameni? Să râdă. Ha, ha, ha! 9 ani! Hai să vedem!